Hello. Hello, Chipolín. Edificio ruso, amiga. Edificio ruso, le hace a mí. Oye. Tic 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 tic. Ce e tincurut așa? Tati, nu e aici. Ce faci tu? Ociu. Iar te acoperi? Nu știu de ce îi place ei să acopere așa. Eu n-aș suporta. Tu, fată! Și călătai că tu îi plăcea să facă asta când era mic. Eu nu, mie nu-mi place deloc. Pau! Pau! Bună dimineața! Astăzi este sâmbătă. Asta e a doua oară când Milad adorme și trezește. Acum e ora 9. S-a trezit la 6 și apoi a dormit din nou la 8. Da! Eu am stat în pat lângă ea și am răspuns la comentariile voastre. Nu le-am terminat, dar am răspuns la o bună parte din ele. Acum trebuie să vă țin la curent, pentru că eu m-am întâlnit, v-am zis că mă întâlnesc cu colegii și cu șefa mea. Să vă spun ce am hotărât cu locul de muncă. Din păcate am vești proaste, în sensul că nu s-a hotărât nici acum. Iar David, când ajungea de la muncă, trebuia să mă conduc la șefa mea acasă. O oră mai devreme ca să mă întâlnesc eu cu ea să vorbesc până să vină colegii mei. Dar mașina lui s-a stricat când venea de la muncă, adică nu mai pornea. Acum e cu prietenul lui, s-a dus să o aduc acasă, că a rămas undeva pe stradă. Bine, în oraș, că David lucrează tot aici în oraș. Și am ajuns o oră jumate mai târziu, deci în loc de 5 am ajuns la 6 jumătate la ea. Și nu am vorbit despre asta, deci nu știu, n-am nicio noutate să vă spun în legătură cu munca. Of, și acum eu trebuie să scriu mesaj, mi-e mai ușor să vorbesc cu ea față în față, că pot să spun mai bine exact. Dar în fine, bineînțeles că o să vă țin la curent cu ce o să se întâmple. Astăzi vreau să merg în Poundland, în magazine, că am de cumpărat multe chestii pentru casă, trebuie să-mi fac o listă. Nu mai am pungi pentru gunoi, îmi trebuie pungi pentru congelator ca să-i pun mâncarea lui Milada în congelator, mă refer la carni. I-am cumpărat carne organică și bineînțeles că am cumpărat mai multă și nu o să mănânc totodată și vreau să o pun în punguții separat la congelator și să golesc un raft din congelator care să fie doar a ei, să-l spăl, să-l curăț. Acolo vreau să pun cărnița ei, o secționez în pungi, adică să fie doar pentru o singură masă și să o pun la congelator. Ce faci, domnișoară? La ce te uiți? Hello! Tu! O descoperi că poate să țip în ultima vreme, țip în continuu. Eu m-am apucat să filmez și video în care vă răspund la întrebări. Am răspuns la o mare parte din ele și apoi mi l-a dat trezit, a început să plâng și m-am oprit. Trebuie să filmez și continuarea. În fine, acum cred că o să mănânc. Am luat pepeni. Vreau să-i dau și mi l-a dat pepeni. Opa! Hai, pepenel! După cum știți, pepele preferatul meu, vreau să văd dacă îi place și Miladei, o să mâncăm pepenii. Și apoi vă anunț ce fac cu dusul la magazin, dacă nu avem mașină, nu-mi place să merg cu taxi, pentru că o să vă spun o dată. Am avut experiențe proaste cu șoferii, în sensul că sunt
foarte afemeați. Da, dar dacă mergi cu David, o să fie ok. Dacă nu, poate vrea să mergem la o plimbare cu căruțul, deși nu e el genul care să meargă pe jos, dar o să vedem, vă țin la curent. Acum ne punem să păpăm pepenii. Mama, ți-a adus pepenii! Oh! Yes! Mama, ți-a adus pepenii! Hai să punem măsuța! Da! Hai să adus pepenii, să vedem dacă îți place la fetiță! Da! Ia să vedem! Yes, 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 yes! Wow! Ce avem noi aici? Ei, camari! Ia să dea mama una mai micuță, na! Oh. Trebuie să-ți placă pepele, că e preferat al mami! E preferatul lui mami! Îți place? Da? Hai, papă! Papă, dacă îți place. Miam, miam. Miam, miam. Bravo, s-a dus exact pe jos. Vrei să-ți ține mamia? Nu prea vrea să-i țin eu. Îi place să-ți țin singur mâncarea, să o atingă. Am înțeles că asta e ceva normal în perioada asta. E bun? Și babețica asta nu e bună deloc, trebuia să-ți mai pun ceva pe dedesubt. Niam, niam, niam. Niam. E bun? Hai, hai că ținem amândouă, da? Ha, ai văzut o bucată mică. Hai, ia-ți papă. Ha. Am primit multe întrebări despre dințișorii lui Milada. Încă nu i-a dat, dar când râde, se văd gingilii și se vede jos aici care șănțulețele formate și se văd și doi dinți în gingii, atât de ciudată, n-am crezut că se vede așa, dar se vede. Și în ultima vreme își suge buza de jos și o învinețit-o. Cred că o doare, o mănâncă, nu știu. Și e foarte mofturoasă noaptea în ultima vreme. Foarte, foarte mofturoasă. Oh. Aia, nu mai papi? Hai că-ți dă mami ție în mânuță. Hai să o rupim un pic. Să fie mai mică. Ia. Ia. Da. Ia-o tu. Of, doamne, doamne, ține mai chinuim noi. Na, așa, bravo. Așa, bravo, papă. Hai, papă. Vedeți cum a început să țipi. Ce urât faci. Te mă sperii. Mai mult s-a jucat cu pepenile. L-a strivit tot în mâini și a făcut zeamă în pistitor. Hai să spălăm și asta. Bine că se spală. Pe jos ai dat, Milado! Da, ai dat și pe jos! Dar vine că la cameră zâmbești, Hoțo! Hoțo! Stai să șterg mama și pe jos, da? Murdărici. Murdărici. Este o murdărici.
pești buni, stau pe jos acum. Dar m-a sunat și mi-a zis că repara mașina, a pornit, vine acasă, nu a reparat, a zis că a pornit singur, sau nu știu ce a făcut el cu prietenul, în fine. Mă bucur tare mult. Uite, roare cu furtuna și cu vânturile astea din Anglia. Aici la noi în burtă și inundații, adică a fost foarte inundat, multe porțiuni. Nu știu dacă v-am mai spus. Nu mi-aduc aminte. Abia aștept să încălzească afară și mă apuc de grădină. Grădina mea arată groaznic. Anul trecut eram gravidă cu Milada și nu am putut să fac mai nimic în grădină. Acum 2 ani am avut o grădină super. Anul trecut am pus doar roșii, pătrunjel, din astea s-am pentru casă, dar grădina am lăsat-o așa și arată foarte urât. Cred că ați mai văzut în vlogurile mele. În fine, mă apuc acum să-mi fac lista ce trebuie să cumpăr ca să nu uit. Și le așteptăm pe Davi, ne îmbrăcăm, că se dau lui Milada mâncare. I-am dat pepeni doar sub gustii, dar are mâncarea ei. Are azi măr cu cereale, parcă așa. Da, iar am vorbit o grămadă. Mă pun să-mi fac lista și apoi să ne pregătim să mergem. A venit David, mi-a adus mie o cafea. Acum eu sunt gata, mi-a luat această rochiță cu o pereche de colan. Această sacoșă care merge perfect. Am îmbrăcat-o și pe Milada, vă arăt într-o secundă. Acum mergem în oraș. Mi-am făcut și lista. Nu știu dacă o să merg în magazin. Cam greu să fac cumpărături și merg în același timp, dar o să vă arăt sigur și cumpăr când mă întorc. A început să stea așa pe burtică când nu prea îi place să stea și acum mă bucur când vrea să stea. Hey. Hello! Oh. Am mai primit și niște bentiții de la Tatiana, am să vă arăt mai acușa. Da, Milada! Hai să mergem, hai! Sunt pe stradă, după cum știți. Cum știți, fii tare vreau să urmez pe stradă, când se uiți poate mea la tine, dar asta e. Dacă asta fac, trebuie să fac și în public. L-am stat pe Milada și David acum la mașină și eu merg în Azda. Și apoi mă duc în Paule. Merg în Azda, vreau să iau Milada ceva din ala de ronțăit și mă acolo știu că au. Și apoi trebuie să... Stați așa să nu mă calce pe mașină. Așa, apoi merg. Așa, tot din asta vreau să iau un șampon mov pentru păr, ca să-mi menține blondul cât mai mult. Așa, acum ajung la asta. Nu știu cât de minți se vede, că atât de soare, dai vânt, e frig din mori. Soare, dai frig din mori. Acum ajung la asta. Nu prea ai voie să filmez aici în magazinii. Am fost la Londra, în Sainsbury. Am întrebat dacă putem filma. Și au zis că nu ai voie pentru că poți prinde alți oameni în cadru care ei poate nu vor să apară. Și deci nu prea ai voie să filmez. Deci da, nu filmez în magazin. Am întors acum de la cumpărături. Am mâncat un bagel, pâine din aia rotundă. Cu brânză topită. Nu am mâncat nimic astăzi. Și am zis acum să vă arăt ce am cumpărat. Minadu, ce ai luat aici? Am să vă arăt prima oară din Asda. Am aici din Asda, sau din Poundland și am și de la Tesco ceva. Deci primul lucru care mi-a luat a fost acest șampon silver. Ăsta e ca să menține culoarea blondă în păr. Nu e la care l-are cumnata mea și care ea folosește, dar nu era altul. Și sunt curioasă dacă îi mov. Da, îi mov, dar nu e la... Nu e șamponul care trebuie. Vedeți, are culoarea mov. Dar nu e acela care e bleach, se cheamă acela. Da, mi-am luat apă. Nu mai am baterii, wow. Ok, am luat astea pentru Milada. Știți că eu îi dau din ăștia organici de la Ella's Kitchen. Ăștia cu morcov și cu păstârnac. Ăștia cu roșii și cu basil. Busuioc. Busuioc, nu știu, basil. How do you translate basil? In Romania, do you know? No. In Romania. Yeah. Și ăsta e cu roșii. Și
Și apoi am luat unul cu banană și cu piersic, asta-i dulci. Și am luat, ăsta îi place cel mai mult când o să mergem pe drum, ăsta cu mangă, cu pară și cu papaya. Și cu banană și piersică. Am luat două din astea. Apoi, doară din Poundland, până nu mi se închide camera. Oh. Mă n-am dat o pungă de crisp, că o zis că vrea, mi-am cumpărat din mult. Eu mi-am luat covrigei. Iar la șefa mea avea covrigei și n-aveam mult, dar eu aveam foarte tot. Mi-era atât de poft, n-am mâncat de mult. Am luat un ou de ciocolată alb pentru mini și am luat unul Smarties, ăsta cu bombonele înăuntru pentru David. Păi am găsit aceste cups, se cheamă, în care poți să pui mâncarea, dacă îți rămâne, și au și căpăcel. Foarte drăguții. Când pleci cineva sau dacă trebuie să iei ceva mic sau să pui la frigider, la congelator, mi s-au părut super faini. Au și capacii aici toate. Apoi tot pentru mine a dat această oliță mică în care se gătesc ei mâncarea, să fie oala ei în care o să fac mâncare, să nu mai amestec cu a noastră. Și tot timpul oaia este prea așa, era numai bună. Am luat hârtii de copt. Am luat folie, nu de aluminiu. Of, de ce nu-mi vine cuvânt acum? Am luat folie din aia de pus ca să sigilez. Stați să vă arăt. Nu că, vai, nu mai țin minte, dar nu mi-aduc acum aminte. Dar știu cuvântul ăsta, folie. Folie. Am luat șervețelii antibacteriale. Vreau să dezinfectez tot prin casă și mașina lui David. Și am luat două, am luat și de la Dettol, ca astea sunt cele mai bune. Păi am luat saci de gunoi, că nu mai aveam. Am luat și pentru bike, trebuie să pui la bike saci albi. Am găsit asta pentru... de la sora mea știu. E o pudră care o pui în coșul de gunoi să miroase frumos. Știți că la bucătărie tot timpul mirosul ăla și nu-mi place deloc, mai ales când bagi soare în coșul de gunoi, miroase groaznic. Și asta o pui în sacul de gunoi când îl schimb și miroase frumos tot timpul. Da, dar tu ce mănânc acolo? Apoi am luat, mănâncă punga, am luat niște bombonele mentolate, pentru, astea pentru gât și pentru piept și astea sunt doar așa, pentru gât simpli. Am luat soluția asta pentru toaletă, am scăpat de calcar în toaletă cu Via Cal, parcă așa se cheamă soluția, da, care am găsit-o la Morrison. Apoi am luat un DAV să pun din mâini. Am luat un fairy, am găsit unul cu castraveți și aloe vera. N-am mai avut acum și îmi place mirosul de castraveți. Nu mi-am adus, dar ce mănânci tu aici, tu? Nu mi-am mâncat din pungă. I-am luat niște jucării de baie. Eu terminam bateria la cameră și acum filmez telefonul, nu o să văd atât de clar, îmi pare rău. Eram cam mai luat astea de baie pentru Mila, dar uite Mila de ce dă la mami. Erau și altele, nu știu în ce direct să mă uit ca să mă văd, acolo, în fine. Erau și altele mai tari pentru baie, dar am vrut să iau din astea așa gumoase că ei plac. Uite-mi la două. Ia, uite ce ți-a luat mami. Nu știu să mă uit. Și asta am luat ca să mă uit la voi. Asta am luat din Poundland. Pentru că am putut să iau pungi pentru congelator, am luat astea din Tesco. Sunt 60 de pungi pentru freezer, pentru frigi, adică pentru congelator, pentru frigider. Să vă arăt una. Deci aici se pune, se desface și se sigilează înapoi. Are banda aia aici care se lipește. Mă apuc să fac aia astăzi pe dumneavoastră cu carnea. Am niște morcovi organici. Vedeți, mi-au dat și asta. Asta e pentru Dalila. E burașul nostru. Asta rodea Mirada mai înainte, prin pungă, bineînțeles. Și am luat și niște mazări. Tot așa organice din grădină. Pentru că am dat comandă la Ocado și nu mi-au trimis-o. Nu-mi vine să cred. Tura trecută mi-au trimis o miere organică în plus, le-am spus de ea, dar au zis că e ok, au uitat, cred că era altcuiva și acum nu mi-au adus mie mazărea, deci da. Primești ceva, dar îți iau ceva înapoi. Mă pun foarte de treabă, ei trebuia să vină cu comanda joi, seara, au avut accident cel cu comanda și nu a putut să ajungă și m-au sunat cei care sunt în management acolo și mi-au spus că pentru asta o să mi-au spus că o să-mi vină comanda vineri seara, în loc de joi seara, dar pentru asta o să-mi iei 15 lire din comandă. Super fain! Adică, în loc de 60 de lire, să spunem, am plătit doar 45. Chiar asta e fain. Și bineînțeles că nu a fost vina lor. Pregătesc, Milada, are pui cu
cu ardei, cu cartofi dulci, cu morcovi, nu cu morcovi, cu mazări, ceapă și usturoi și o să, după ce fierbe, o să dau-o la blender. Și acum o să pun toată carnea ei în punguții și o să pun și mazărea, pentru că am început-o în punguții, ca să pun la congelator. Așa arată piureul Lumilada. Opa! Domnișoara, nu prea am mâncat, dar sunt bengui aici în continuu. Minato! N-ai stare deloc, tu! Cum făceai mea înainte? Ia, te văd! Obosită tu. Oh, de-asta a dus tu așa. Ești obosită. Îmi dau primul, da? Am terminat de pus și astea aici. Acum le pun în asta, să o bag la congelator. Trebuie să asta vita de pui deosebesc, dar cele care ești cod am aici, nu cred că o să deosebesc bine de pui și o să scriu un pic pe pungă. O dus ca o carioca. Am găsit un macăr. O să pun ca asta pești. Noi am făcut din nou sosul ăla de brânză cu somon. Și acolo să faci orezul, s-a aburit un pic. Nu am mai filmat pentru că știți că am făcut tot timpul cum mi-a prins oporul. Am făcut rețeta asta cu voi și ați văzut-o. M-aș vrea să curăț mașina lui David, dar nu știu să văd. Ba plouă afară, deci e soare, apoi plouă, apoi ninge, apoi are soare și tot așa. Deci ciudat vremea asta, mi l-a dat încă doarme. Cred că mă duc să mă apuc repede de mașină.
Curând, gata. Trebuie să vă povestesc o fază care s-a întâmplat azi la magazin, dar cred că mai acolo, mai pe seară, când o pun în pat. Am terminat tot. Am spălat, am dezinfectat. Acum mă duc în casă să o trec în Milada. Dar miroase super mașină, super, super. Am înghețat toată. Am terminat și mașina, am mâncat. Acum mi-a dat să o trezit. E aici jos cu mine. O să vedeți acolo, că sigur vrea să ridici. Și mi-am adus aminte că nu v-am povestit ce se întâmplase la magazin. Deci am fost la Tesco, acolo a fost ultimul magazin în care am mers. Mi-am dat jos din mașină eu cu mine, dacă am luat-o cu mine. Și am auzit țipăt, era un bărbat care țipa. Și apoi m-am întors, era aproape de noi, altă mașină. Și era un bărbat care țipa, cred că era soția lui, că am văzut că avea amândoi în ele. Țipa la ea tare și făcea așa cu semnul că îi trage o palmă. Făcea așa că îi dă și ea se ferea, dar nu îi dădea. Fata era toată plâns, era roșie la față, era umflată aici sub ochi. Era clar cu bătusii. Vorbea într-o limbă care eu n-am înțeles. Și atât de tare, s-o aprins mâna de fapt, atât de tare m-am înfuriat. Vedeam cum vorbește și cum face că îi dă cu palma și se țipa la ea. Deci eram în parcare la Tesco, acolo s-o grămadă de mașini, sunt oameni fără nicio rușine. Și mă întrecea oameni, dar nimeni nu cea nimica. Eu asta m-am uitat, apoi tot mergeam un pic, mă întorceam să văd dacă vin în magazin. Vroiam să vorbesc cu ea. Am văzut că încep să merg spre magazin, am început și eu să merg spre magazin. Mi-am luat coșul din ala din mână și m-am oprit acolo la intrare. Unde sunt felicitări, chestii din astea, flori. Și stăteam acolo să văd dacă vine ea și poate puteam să o prind. Păi venit ei, bărbatul s-a dus ei coș sau căruță, nu știu, că era foarte aproape de ea, oricum. Am văzut-o și m-am dus la ea și am întrebat, are you ok? Încet. Și a venit ăsta și a început să țipă la mine, don't speak to her! Dar o țipa tare și erau acolo mai mulți oameni, era omul de la securitate, nimeni nu a spus nimic. Deci nimeni nu a spus nimic, eu am făcut așa ochi la mine, în gen... Mă vezi cum sunt, în sens nu sunt ok, nu știu, ceva de genul făcut. Nu mi-au zis nimic, acum vorbeau o limbă care nu știu ce naționalitate erau, că n-am mai auzit limba aia. Adică acum pot să-mi dau seama cine polonez, cine din altă, dar limba aia n-am auzit, nu știu ce erau. O doamnă, adică era o femeie atât, era tânără, atât de frumoasă, slăbuță, finuț. Soțul ei era atât de, nu neapărat că era urât, dar pentru că era atât de nervos, de... Vai, mi s-a părut atât de timp, venea să le iau să-l bat, venea să le iau la bătaie, atât de urât mi se pare când un bărbat dă într-o femeie sau țipă la ea, sau cum îi făcea așa să tacă că îi dă o palmă, vai, deci nu mai puteam, mi-a ridicat părul de pe mână, din cap, de pe tot, nu mai puteam din el, nu mai puteam din el și acum când mă gândesc, iar mă iau nervi, toată ziua m-am gândit la asta, deci toată ziua m-am gândit la asta. Și apoi mașina am făcut capul calendarului David și acum, vai, David și David s-au enervat. Și din astea se întâmplă, dar nu, pur și simplu nu-mi vine să cred că nimeni nu a vrut să spună nimica. Și când o țipa la mine, nu mai puteam eu că o țipa la mine, dar mă așteptam, poate vine ăla la securitate și se spune, you can't scream here, what is happening, sau, adică nu poți țipa aici, ce se întâmplă, măcar să întrebi pe ea dacă e bine ceva, știi? Nu au zis nimica, nici mie nu mi-a răspuns, nu știu, oricum, era toată în față la față, plângea, uf, da. Milada. Împărășea toate bentițele. Ce ai făcut, Milado? Vreți să arătăm bentițele tale? Hai să arătăm bentițele tale, că le-ai primit la Tatiana. Deci asta e prima bentiță. E roșie cu inimioare. Uite ce frumoasă e, Milado. Da! Apoi am mai primit una așa cu alb și cu bulinuții.
Da! Hey. Apoi a primit una pe albastru, așa, și are aici și o broșă. Da, foarte drăguți. Astea așa, în genul ăsta, îmi plac mie cel mai mult. Și mai primit una așa pe mof. Ah, mă muști! Și apoi mai primit una așa, toate culorile astea. Foarte frumoase. Și apoi are una pe acuii mari roșii, celălalt era imens. Foarte drăguț. Da, Milano, ce tot țipe atâta? Și apoi mai are una pe alb, dar cu inimioare mov. Sunt foarte frumoase. Apoi ultima care e superbă, asta e diademă, coroniță. Uitați ce frumoasă, vei. Ia, Milada, să vedem cum îți stă. Ia! Ce faci acolo, iupăraș? Îți place, da? Da, îți place? Ei, da, ei! Oh. Îți place? Da? Da? Sica, mami. Acum cred că mă duc și îmi fac o baie, îmi pregătesc o baie. Vreau să mă relaxez un pic. E ora 6 și încă lumina afară. Ora 6 fără 10, nu vezi, cred. Să luminează ziua, vine primăvara. După cum ați văzut deja, eu mi-am luat flori. Vreau să-mi fac frumos în casă de primăvara. Adică măcar cu flori și chestii astea. O să trebuiască să mă ocup și de grădină, care v-am zis că e groaznică. E teroare ce e în grădină. Da, am uitat să vă mai arăt. O primit și o I. Ce frumoasă îi! Da, Milada, îți place? Este port la noi, tradițional, da. Nu știu, trebuie să întreb și pe David dacă au ceva de genul țara lor. Nu știu sigur dacă au, o să-l întreb să văd. Poate au și ceva. Da, uite cum asta cu ciuful ăsta. Cred că mai fac nimic în seara asta. Nu știu dacă să închid vlogul aici. Cred că o să vă arăt baia care mă pregătesc și cred că o să închid acolo vlogul. Că am filmat destul astăzi. Chiar am filmat mult. Deci am vorbit 5 minute și camera nu era dat pe filmat. Era doar deschis. Unii mă gătesc. În fine. Am venit sus, am pregătit baia și mă gândeam, am uitat ceva să spun jos, am uitat să spun, Tatiana, că mulțumim tare mult pentru bentiții, le adorăm, te pupăm și eu și Milada. De obicei am să lăs în descrierea videoului Instagram-ul ei. A, am călcâii, deci pielea mea la un călcâi și la degetul mare e atât de aspră și eu nu suport pielea aspră nici pe mâini, nici pe nimica mare. Mai seara când mă duc în pat și mă ating nici așa și se aude și simt materialul, aș face, deci... înnebunesc, imediat mă dau trebuie din pat și mă dau cu cremă, dar nu ajută. Și am urmărit un video din greșeală, era ceva cu detoxifierea corpului sau ceva de genul și acolo au spus ceva de uleiul pentru bebeluș. Nu știu cum am ajuns acolo, în fine, și o scu uleiul pentru bebeluș, ăsta de la Johnson's Baby, care am înțeles că nu e atât de bun pentru bebeluș, nu l-am folosit, ci că e foarte bun pentru călcâi, pentru pielea aspră. Și după ce o să fac baie, o să-l folosesc, sunt curioasă dacă o să mă ajute. Pentru că nu știu cum să mai scăp, nu vă arăt acum călcâile mele, că nu sunt atât de curate. Nu știu cum să scăp de pielea aia aspră, care nu, înainte nu aveam. Nu înțelegeam când mai vedeam la alții că au pielea crăpată în călcâi sau când mai vedeam la bunica, la mamaia, că avea călcâiul tot crăpat. Deci nu înțeleg, nu, cum poate să stea așa? Cum ajunge așa să crapi? Nu stă cu cremă, nu înțelegeam. Și așa am ajuns eu, dar nu știu de ce, chiar nu știu. Am adus cremele de păr. Mi-am pregătit scrub-ul, butter-ul, adică untul de corp, șamponul la mov care am dat în pară, că nu era care trebuie. Trebuie să-mi cumpăr altul și nu a fost atât de ieftin. Of! Da, și deci o să mă pun acum la înmuiat, la de toate. Am să vă arăt că mi-am adus și o lumânare. Mi-am pus acolo și o lumânare, mi-am pregătit toate astea. Și acum, da, mă apuc să fac bai. Ca de obicei, dacă v-a plăcut video, o să închid aici. Nu uitați să vă abonați, să-mi dați un like. Iar până data viitoare, eu vă pup. Pa!